De Igor Dodon vorbește că nu s-a negociat tocmai cum ar fi fost avantajos pentru Republica Moldova acordul cu Haideți să FMI. intervin aici. Toate măsurile care au fost luate în acordul cu FMI, înainte ca documentul să fie finalizat, au fost consultate și cu Parlamentul și cu președintele. Deci atât președinta Parlamentului, cât și președintele țării și colegii din Parlament care sunt responsabile de aceste domenii au văzut și au spus da pentru măsurile pe care noi le-am convenit cu Fondul Monetar Internațional. Atunci, întâmplător sau nu, a ieșit consilierul prezidențial cu declarații și Igor Dodon chiar a spus că nu s-a negociat tocmai așa cum ar fi fost potrivit în Vezi, avantajul toată Republicii. lumea, înainte ca noi să semnăm documentul final, și-a dat acord pentru aceste măsuri.